been thinking about the little thing you say doesn't sink in. And you fall about my head, 'cause I'm scared. I can't lie, I don't feel the same inside. Can't decide if I have the heart to confess. And I don't think I'm ready to go in this heavy. I thought we would take it slow. And now you got that feeling, you say that you mean it. But for me, I just don't know. I just don't know, yeah. Got no feeling in my soul for you. I just don't know. Ce faci tu? Eu mă simt bine. Bravo, mă simt de bine. Haide de Vlad! Eu țin cu tine! Să vedem, începem cu Teo, pentru că... Da, de ce? De ce te-am speriat? Pentru că oricum te cunoști cu Teodor. Vorbea, sunteți cu E de la mine din zonă, dar noi nu ne-am cunoscut până la Vocea României. Eu nu știam de existența lui. Pentru mine el e o descoperire. Și rămâne, într-adevăr, una dintre prezențele cu adevărat memorabile din sezonul ăsta de la Vocea României. Pentru că ai venit atunci și ne-a plăcut mult cum ai cântat, dar ne-a speriat ușor atitudinea ta. După care ai înțeles perfect unde te afli, ce vrei de la competiția asta, ai reușit să dai o lecție. Mi se pare că momentele au fost foarte bune, toți trei au fost foarte buni, dar mie mi-a plăcut cel mai mult Debu. Bun! Clar și clar. Cuprinzător! Am zis eu că e de la mine din sat. Nu, are, se vede, are focul, are focul înăuntru care iese și pe ochi. Acum văd. Irinuca. Cred că aici se vede cel mai bine cine are zvâcul ăsta de artist pe scenă. Și la voi, la toți m-am distrat și vreau să vă felicit pentru asta.
Cred că ăsta a fost scopul, cred că l-ați atins. Felicitări, Denis, pentru alegeri. Foarte mișto. S-a văzut la cineva mai bine zvâcul? Mulțumesc, Irina. Știi că vrei să fie evaziv, zice. Da, e... Cum încearcă să-și decline responsabilitatea opiniei. Și acum să ne distrăm distrându-ne cu Tudor Chirilă. Mie mi-a plăcut Laura, pentru că s-a văzut mult, am simțit cât a construit. Smaranda, un moment foarte mișto și foarte diferit de celelalte. Și eu cred că Debu este momentul cel mai adecvat cu sine și cu tot personajul lui și cu cea mai mare energie. Deci dacă vreți o părere, domnul Denis, aș zice Debu. Decizia lui Denis este... Să merg cu Debu. Prebucuria lui Teo! Da. Debu, iată că surprinde încă o dată și vorba aia l-a prins paltonul la Vocea României. Bine, Debu! Nu înțelege, mare... Ne vedem și vinerea viitoare, adică te-ai dus mai departe. E ok? Ok. Cel mai ok sunt.